Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sunt sigur că vă aduceți aminte de campania noastră Urmează-ți visul. Timp de mai mulți ani, cred că vreo 2 și ceva, nu? Noi am căutat, descoperit și ajutat o sumedenie de copii care voiau să răsbească în viață, dar pe care viața încerca să-i țină la pământ. Printre eroii campaniei noastre și un puș din Buzău, Răzvan Cercel, care a fost atât de hotărât să meargă la învățătură, încât la un moment dat a cerut el însuși să se ducă într-un centru de plasament, pentru că acasă nu avea cine știe ce șanse să învețe și să facă ceva cu viața lui. El mai are 8 frați, părinții îl creșteau cu foarte mare greutate. Răzvan voia să devină cântăreț, idolul lui era atunci Smiley. Realist, a înțeles că îi trebuie totuși o carieră mai sigură, așa că s-a hotărât să devină polițist. Poate nu știți, dar examenul pentru admiterea la Academia de Poliție este unul dintre cele mai dure din țară. Sunt întotdeauna mulți, mulți candidați pe un loc. Anul trecut, că cred că erau aproape 6 candidați pe un loc aici. Ei bine, Răzvan a luat examenul în toamna asta și e acum la telefon. Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața! Mă bucur să ne reauzim. Pe ce loc ai intrat, Răzvan? Eu am fost locul 4 pe țară. Locul 4 pe țară. Poliție de frontieră. Ok. A fost dificil un pic așa. Ce a fost cel mai, mai mult? Auzi, dar ce examen se dă acolo? Ce examen se dă acolo? Ce examene dai? Sunt mai multe probe. Sunt 3 probe eliminatorii plus 3 probe scrise. Probă psihologică, examenul medical și proba sportivă, care a avut și ponderea de 50% anul ăsta pentru prima dată. Plus probe scrise, care conține, mă rog, este examen la 3 materii, limba străină, istorie și gramatică limbii rău. Și la ce ai luat nota cea mai mare? La limba străină. La limba străină. Ce limba străină ai dat? Engleză. Măi, ești foarte tare. Felicitările noastre, ne e foarte drag de tine. Avem un moment din emisiunea din 2019, când ai fost aici în studio. Vrei să ascultăm? Sigur că da. Mai avem un telefon mobil primit de la un ascultător, un ascultător care a fost impresionat de povestea ta și îți trimite un smartphone. Mulțumesc, mă. Care are și un mesaj, a, chiar așa, ți-a scris ceva, poți să citești acest mesaj? Da, te rog să-l citești. Toate visele ne se pot îndeplini dacă avem curajul de a le urmări. Fii curajos și bun, Răzvan. Deci fii curajos. Mai devreme spuneai că ai un artist român favorit, Smiley, nu? Da. Cred că ne-a sunat cineva. Da. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Răzvan! Domnul Smiley. Să știi, Smiley, că zâmbește foarte tare. E cu gura până la urechi. Îți mulțumim că ai participat la campania noastră, Smiley, și că e făcut. Da, mi-aș fi dorit să fiu prezent acolo, să ne și întâlnim, doar că ne-am întâlnit la concert. Pe drumuri. Ia uzi că s-a întâlnit la concert cu tine. Ah, foarte bine. La care? Cel de pe 30 octombrie anul acesta. La Buzău? Da, da, da. A, gata, știu. Răzvan, timpul mii și într-adevăr, dacă ai un vis, urmează-ți-l. Și cel mai important, că o să întâmpli cu siguranță greutăți în viață. Cu siguranță nu-ți va fi ușor. Dar cel mai important este să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată. Așa. Ok, mulțumim foarte mult, Smiley, pentru intervenție. Răzvan. Da, Răzvan. Bun, e, tu atunci ai primit și un pic de sprijin din partea noastră. Sperăm că asta te ajută nițel. Dar fără efortul tău n-ar fi însemnat nimic, nimic. Vreau să... E efortul vostru a contat foarte mult. Asta e și motivul pentru care am insistat să vorbim din nou. Mie mi-ar fi plăcut să fie ceva mai special, dar momentan nimic nu pot face decât atât. Pregătește-te pentru examene acolo. Zi, Răzvan, te rog. Eu sper că v-am adus așa bucurie în suflet și că v-am demonstrat ceea ce ați făcut chiar a fost important pentru cineva. Pentru mine, cel puțin, a contat foarte mult ceea ce ați făcut dumneavoastră. Ne bucurăm și foarte mult. Vă mulțumesc personal pentru tot. Vă sunt recunoscător. E ok, nu-i nevoie. Am înțeles. Am făcut-o din dragă inimă. Mulțumesc, Răzvan, să știi că practic tu ai făcut tot ce trebuia și ție trebuie să-ți demonstrezi, nu altora. Noi ne-am bucurat să-ți întindem o mână de ajutor, dar cred că povestea ta este inspirațională și cred că unii dintre cei care ne ascultă sunt foarte atenți acum. Te-aș întreba ce sfat ai pentru cei care ne ascultă și se gândesc că viața le e potrivnică într-o mie de feluri. Ce le-i spune? Viața este grea pentru oricine. Depinde cum privești tu lucrurile. Oricine întâmplă greutate în viață, nu există un om care să aibă o viață plină de bucurie sau de fericire. Important este maniera în care tu interpretezi ceea ce se întâmplă în viață
și important este ce cale alegi, pentru că viața are două sensuri, fie merg pe drumul scurt pentru că sunt obosit sau consider că nu sunt suficient de puternic ca să merg pe drumul cel lung, dar la sfârșit voi fi, cum să zic eu, voi regreta faptul că nu am mers pe drumul lung, dar regretele nu o să mă duc înapoi, sau mă ambiționez, trec peste toate necazurile și toate greutățile, merg pe drumul lung, oricât de multe piedici aș întâlni, iar la final voi ajunge în vârful muntelui și voi zice, bă, sunt cel mai tare. Răzvan Cercel, puștiul care la un moment dat a cerut el însuși să meargă într-un centru de plasament pentru că acasă nu putea să învețe, locul 4 pe țară la examenul de admitere la Academia de Poliție. Îți mulțumim foarte mult, ne bucurăm că ne-am întâlnit și că ai putut să inspiri pe unii dintre ascultătorii noștri și, Răzvan, îți dorim mult succes și ține minte, niciodată, niciodată să nu dai cinstea pe rușine. Îți ținem pumnii și ne bucurăm că ne-am reauzit. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.